Andrei, tu le-ai scris? Da, da. Foarte drăguț. Se acordă lui Johnny Bravo versiunea din Pantelimon, omul cu vrăjeala cea mai dulce, distrugătorul de cupluri, îngerașul neobosit, cel mai râvnit domnișor de pe planetă, burlacul perfect, inegalabilul la core expresie, o știm pe de rost. Cumva, dacă mă întrebați pe mine, părerea mea merită platina. Bă, ești nebun, bă! Aici. Poți să vă sărut? Stați până asta, vă rog. Vezi că țăratul Manuel a făcut-o să dispară. Pentru cel mai mare fermier din sud-estul României, omul care a inventat Pepe Nihibris și care e cel mai dorit bărbat din telenovele, Armando de România, omul cu sărutul fatal, Nemo! Mulțumesc din suflet, sunt foarte emoționat. Doamne, deci vreau să vă iau în brațe. Pot? Îmi permiteți? Xenia! Vă mulțumesc! Da! Vreau să duc pe portele de la televizor și cu fanul dumneavoastră. Deci că-s părinte al nostru, așa mă simt, serios. Nu, exagerezi. Că nu o să exagerezi. Mulțumesc frumos! În afară de tine. Se acordă lipsă Oscarul pentru Donatello. Din țestoasele ninja, venit tocmai de pe platourile de filmare din LA, Hollywood, înaltul David Hasselhoff din filmul Baywatch, alături de Pamela Lepotoșani, care are și ea 3 premii Grammy. Salutăm iurirea lor imposibilă și oferim locul 7 și Casă de Piatră. 8. George. George. Maria, o să dau două ori, Maria. Și urmează pentru cel mai dulce pinguin, venind tocmai din nordul înghețat și din seria Ice Age, micuțul preistoric care o va cuceri pe Vilma, al nostru Flintstone, se acordă mențiunea fără număr. Robert! Pentru inegalabilul Ronnie O'Coleman, campion mondial, a smuls 20 de kilograme cu titlul în Casa Iubirii, unicul îndrăgostit care a programat și nunta anului, câștigătorul interstelar și intergalactic, se acordă premiul întâi către... Intergalactic! Sorin! Sorin Schwarzenegger! Sorin Schwarzenegger! E, nu, a, nu, nu. Ce nu? Păi, ori dai mâna, ori diplomă. Te rog frumos, da, no. Dar de ce eu n-am primit? De urmează. Crezi că o să fiu eu? Pentru cel mai inocent și dulce băiat din casă, omul care cucerește fetele cu puterea minții, unicul, vrăjitorul din Oz, personajul principal din desenele animate, Denis Pericol Public, care se accidentează mereu, mențiunea întâi către... Te pup, mersi! Te pup, Daddy! Daddy, te iubesc! Urât de tot, da? Dar ce cupat o spufă, băieți! Vrei să te citesc eu? Așa, Andrei singur pentru el a scris. Se acordă titlul. Ce, da, mă? Supremi. No! Vezi la mine, Emanuel Cuceritorul, care abia a evoluat, evadat din Alcatraz. Ce fain, da. Să-mi arăt diploma, că el nu are, e ciudă. Să muși un pic. Acum să mă autoironizez, da? Se acordă titlul suprem omului care abia evadat din Alcatraz, Al Capone al zilelor noastre, cel care explodează mai tare ca Vezuviul, singurul nenorocit de pe pământ, de dispărgătorul de nuci, în a cărui inimă pot parca până și 1000 de fete deodată. Scuzați. Pauzi până. Doamna moderatoare, să știți că vă stare de la televizor. Să nu mai veniți pe la noi. Vă iubesc, pa. Pa. Pocalie, o să mai vin. Doamne. Camicio. Adică, păi vedeți. Lăsând gluma la o parte. Să cât timp, 20 de minute. Lăsând gluma la o parte. Sine, da. Sirene. Da, așa să dea. Laura Consuelo. Larisa Alwin. Maria Bulbarzar. Dar ce înseamnă Bulbaz? Kinga Liones. Vai, mulțumesc! Nicoleta Rus. Vai, foarte mult, îmi place! Ia-o acasă! Nu vreau să las aici în Casa Iubirii. Da. Andrei, dar de la ce vine Bulbazar ăsta? Bulbazar era Pokémonul ăla dulce, așa, de aruncat cu frunzilițe. Când eram mic de ne uitam și îmi plăcea mult. Era dulce. E ceva divin, din Pokémon. Okay. Cine pleacă în galul măcar pleacă cu o diplomă.
Dacă pleacă Radu, Emanuel sau Robert, i-au rupt diploma. Vrei și o iei? Mulțumim, mulțumim. Chiar ți-ai dat silința, măi. Da, felicitări. O să mai fii lider. E foarte priceput la chestia asta, Andrei, să știți. Da. Am terminat o notă pozitivă. Băieții au niște chestii mai gustoase aici. Ce au, dulciurile? Protest. Au din alea rotundi care sunt așa crocante. Hai să mergem până acolo. Hai, du-te și le aduc. Poate să mai vă rog până la băieți să-l iau dulciurile? Nu, și mă întorc înapoi. Mă duc la băieți, iau dulciurile și mă întorc înapoi. Mulțumesc. O zis că da. Bine, adu-le în coasă. Mai vrei ceva să iau de acolo? Super. Unde mergi, Kinga? La băieți să aduc chestiile alea. Da, ah, ce bine. Mai la Andrei. Ei, ce folos cum mă uit la el dacă nu se uit la mine? Ceva? Ce mergi să vorbești cu el, să zici? Dar nu știu ce să-i zic. Dar eu nu simt nimic la asta. Adică cum... Fie că mă enervează? Îți place de el? Dar nu e așa. Uite, măi, omule, tu cum... Nu-mi place. Du-te, fată, cu ce-mi place. E diferența asta. Pe tine măcar. Pe mine nu poți. Nu. Hai, fată. Andrei. Ei, ce folos cum mă uit la el dacă nu se uit la mine? Ce mergi să vorbești cu el, să zici un pic tot ce simți pentru el? Dar eu nu simt nimic, Larisa. Adică cum... Ce, că mă enervează? Îți place de el. Și să zici un pic, uite, măi, omule, tu cum... Nu-mi place, nu-mi place. Du-te, fată, pe cine vrei să minți? Pe tine măcar. Pe mine nu poți. Nu, nu, nu vreau să spun asta, dar nu-i așa. De ce? I-am mai zis. Ei, dar tu nou la ambine zici că lui zici că mie îmi place de el și mie zici că lui place de nu mine ca să ne combin. Nu e adevărat. Ei, nu e adevărat. Asta nu pe bune, că eram în casa băieților și am dat și care am vorbit și am zis că el prin unele faze care le face, oricum... Da, fata, ce prieten vine și te pupă pe gât. Ștef... Asta ce? Dar eu cred că vrea un pic, nu știu, nu, să... Nu știu, se joacă, se trezească, fapt, se joacă. Ceva. Dacă îi plăcea de mine, mă lua, cum el spune. Nu? Zice încă nu, dar și tu un pic. Dar ce să fac eu? Deja fac chestii. Trăiesc pe aici. Eu deja că sunt, înfloresc. Uite, dar el nu știe treaba asta. Du-te și zi frumos. Dar ce să știe? Dar nu-i nimic, Larisa. Eu știu că nu-i nimic acum. Încă. Încă? Încă ce? Dar na. Nu. Dar n-are legătură, fata. El n-are chestia asta să mă vadă sau ceva. Știi când este... Nici nu se cere. Deloc. Dar ce părere ai, mă, de... Cum o cheamă? Laura. Exprimă ceva? Băi, dar ce s-a astea pe aici? Radu. A căzut din Radu. A căzut din Radu. Din buzunar. Exprimă ceva, mă? Băi, e foarte expresivă, nu pot să zic că e. E tăcută. Dar e mai tăcută, e mai... Nu prea vorbesc. Introvertită, dar aia până își dă drumul, cred. Zicem că e de vreme. Păi așa funcționează la orice fată. Da, până își dă drumul, da. După aia o să fie mai veselă, știi? Cam așa e. Nu neapărat dacă e de vreme, eu cred că așa e felul ei, atâta că... Bună! Nu vă deranjez! Ai venit să faci curachinga sau ce? Poftim. Este mai greu să... Am venit să... Să se exprime. Iau ceva de aici. Să nu mai basare. Părerea mea cu tine s-ar potrivi foarte bine. Și dacă o iei frumos, tu altfel și o deschizi și asta, înțelegi? Ar fi ok. Dar n-ai voie să... El mai mult se joacă, se distrează, mai mult alt stil. Nu-mi dați și mie voie să mă duc până la iubita mea, că am o cafea să-i dau, specială. Nu? Da? Și avem ceva de vorbit. A zis și ea că avem ceva de discutat. Mulțumesc! Bra. Stai. Să-i spui Larisei că o pup. Da, deci m-ai repetat. Cine se potrivește cu cine? El a zis că părerea lui e că Laura se potrivește cu mine. A, am zis cu mine. Tu ce crezi, se potrivește Laura? Bărbatul tău care se potrivește cu tine încă nu s-a născut. Ba da. A, îl cunoști? Este născut, este.
Da, se potrivește Robert cu Laura? N-au nicio treabă. Nu? Dar crezi că îl place Laura pe Robert? Nu, pe Emanuel. Pe Emanuel îl place? Da. Da. Eu zic că îl minte pe Emanuel. Teddy. Păi s-a văzut și el la dans. Ce s-a văzut? Între Robert. Parcă se feria. Se feria de tine, mă, fata. Ne-a dat muzică de lift. Puteai să dansezi pe muzică de lift? La dans era mai legată cu mine decât cu Emanuel. O cană. Cu tu? Pe mă și se bagă acolo, în ăla. Acolo, în chestia aia, că... De la sut. Păi aia am zis, că da, ce... Nu, după ce pasă. Pierd, bă, da. Îi aranjez eu. Hola! Pe 6 bucăți? Ce cafea. O să vezi. Ciao, fetelor. Salut. În seară. Ia un locșor. Da, am crezut că ceva dulce, dar nu ceva dulce. Păi nu ți-am spus că sunt sărat și bun. Mm.